2016 a fost un an dificil, caracterizat prin provocări legislative, atacuri fără precedent la adresa activității și a procurorilor DNA. Cu toate acestea, datele statistice arată o creștere a eficienței activității DNA. Au fost trimiși în judecată peste 1270 de inculpați pentru fapte de corupție la nivel înalt și mediu. Printre aceștia, 3 miniștri, 6 senatori, 11 deputați, peste 40 de primari, 16 magistrați și peste 20 de directori de companii naționale.